Șefii USL de la noi și din toată țara depun eforturi supraomenești pentru a ne convinge că toate-s bune și frumoase în marea mică alianță PSD-PNL. Excepție nu face nici tandemul Stan Țuțuianu de la Dâmbovița, care, voit sau nu, se contrazic ori de câte ori au prilejul. Nelu Stan, din dorința de a ascunde sub preș tensiunile din sânul USL, spunea mai zilele trecute că au fost finalizate negocierile pe tema candidaturilor de la locale, iar listele vor ajunge pe masa șefilor de la centru în cel mai scurt timp. Pe de altă parte, Adrian Țuțuianu recunoaște că discuțiile sunt departe de a fi încheiate și speră să se termine înainte de 10 iunie. Avem candidații stabiliți în toate localitățile județului, nu sunt niciun fel de probleme. Nu sunt rezolvate, noi lucrăm la dosare și luni dimineața depunem dosare. Nu avem niciun fel de probleme. Am avut negocieri, le continuăm. Sperăm să le terminăm înainte de data de 10 iunie. Avem candidații